În anul 1998, într-unul dintre canalele de scurgere din New Orleans, un băiețel a găsit o broască țestoasă aligator. Acest eveniment puțin probabil că ar fi intrat în istorie, dacă nu un singur fapt. Corpul țestoasei găsite era strâns de un inel de plastic dintr-o cutie de lapte. Țestoasa a fost numită în onoarea unei actrițe, Mae West. Din cauza că acest inel i-a strâns carapacea și animalul a început să aibă ceva asemănător unei talii. Se pare că biata de ea s-a blocat în acel inel de mică și corpul ei a început cumva să se adapteze. A încercat 20 de ani! Dacă țestoasa ar fi rămas în sălbăticie, puțin probabil că ar fi supraviețuit din cauza dimensiunilor mici și problemelor de mobilitate. Din fericire, oamenii au ajutat-o. În 2015, stăpânii lui Mae au și postat fotografii noi. Fără inelul de plastic, desigur că i-a stat mult mai bine. Acesta i-a schimbat corpul pentru totdeauna, la fel ca și corsetele care schimbă corpul uman. Studiile au arătat că din cauza purtărilor permanente, coastele femeilor din trecut erau deformate, iar vertebrele deplasate. Corsetele erau recomandate chiar și copiilor. Iată și țestoasa mea cum se deosebește de alte țestoase care trăiesc în sălbăticie. Carapacea ei nu a mai crescut normal de atunci, nu s-a restabilit. În ziua de azi sunt cunoscute peste o duzină de țestoase care încă în copilărie au nimerit în așa situație. Cel mai bine în așa cazuri este să elimini detaliul în plus și să eliberezi țestoasa. Dar cineva nu e de acord cu asta. Unii spun că odată ce țestoasa a trăit 20 de ani cu acest inel de plastic și înăuntru totul s-a schimbat, probabil că ar mai fi trăit încă 20 de ani, e exact așa, ca și căprioara. Poftim, ce căprioară? În orașul canadian Kenora a fost observată o căprioară cu o săgeată în cap. Morcovel, da, nume așa îl chema pe acest tip, era un membru al societății pe care toți îl cunoșteau. Și oamenii au fost alarmați când au văzut rana, dar animalul nu-și schimbase deloc comportamentul. Specialiștii susțin că săgeata nu trebuie scoasă. Asta nu e cea mai bună idee. Nu există niciun semn de infecție, așa că orice mișcare putea face doar mai rău. Săgeata a fost tăiată la capete și lăsată așa, în interiorul craniului. Și știți ce? Au trecut 2 ani, iar Morcovel se simte grozav. Are chiar pagina sa pe rețelele de socializare, care se actualizează periodic. Asta desigur că e bine, că nu s-a întâmplat nimic cu căprioara. Dar totuși nu sunt de acord că așa chestii trebuie lăsate în interiorul animalului. În general, putem să argumentăm la nesfârșit, dar mai bine este să ne scrieți voi în comentarii ce credeți despre asta, dacă e mai ok să scoatem de pe țestoase corsetele lor de plastic sau să nu le atingem. Țestoasele în general sunt foarte rezistente și pot să se descurce cu chestii cu care nicio altă creatură n-ar putea. Datorită bonusurilor din partea naturii, nu trebuie să extindă diafragma pentru a respira. Metabolismul este foarte lent, poți mânca rar, așa că și cu corpul comprimat cumva putea să se lămurească. Ce să mai vorbim? Țestoasele pot supraviețui unei coliziuni frontale cu mașina și vor fi ok. Nu e o teorie a oamenilor de știință. În Florida, în anul 2021, o țestoasă chiar s-a lovit de parbrizul unei mașini. Se pare că înainte de asta a fost lovită de alt automobil. Ca rezultat, bătrâna care conducea s-a tăiat pe față, iar broasca țestoasă a primit doar câteva zgârieturi pe carapace. Pompierii ajunși la fața locului au eliberat țestoasa în pădure alăturată. Cel mai interesant e faptul că acest caz nu era unicul. În 2016 a avut loc un caz similar, tot o țestoasă, tot în parbriz, aproape de locul accidentului din 2021. Se pare că o țestoasă din acele părți iubește riscul. Dar haideți să ne întoarcem la prima țestoasă, care a fost prinsă în acel inel de plastic. Cred că este într-adevăr trist că animalele trebuie să supraviețuiască în gunoiul lăsat de oameni. Dar că în timp ce ea a fost blocată în acel inel de plastic, oamenilor le era tot una de plastic în general.
Uitați-vă la dată! Se crede că broasca țestoasă a petrecut în așa stare 20 de ani. Au găsit-o în 1998, ceea ce înseamnă că a fost prinsă în el în 1978. Desigur că oamenii de știință au aflat despre această problemă încă din anii 50. La producătorii de plastic totul a ajuns abia în 70 și după asta ei au decis să facă... n-au decis să facă nimic. Mai târziu, companiilor le era frică că producția de plastic putea fi interzisă cu totul și s-au legat de reciclare. De atunci, pe toate sticlele de plastic a început să apară semnul familiar pentru toți, cel cu săgeți, supus reciclării. Oamenii vor vedea că produsul va fi reciclat, vor înceta să-și facă griji și vor continua să cumpere. Doar că a fost doar o strategie de marketing. Nimeni nu a promis însă că va fi într-adevăr reciclat. Of, despre asta vom vorbi altă dată, dar până când, berzele. Berzele iubesc să-și facă cuiburi cât mai sus. Și ce poate fi mai sus decât un hogea care stă solitar pe acoperișul casei? Hogeacul brutăriei? Perfect! Cine știa că un incendiu poate să înceapă acolo? Într-un sat polonez, o pereche de berze și-a făcut un cui pe hogeacul unei brutării. A fost folosit de brutari pentru ieșirea gazelor de eșapament, dar se pare că acolo s-a acumulat grăsime și în cele din urmă cuibul a luat foc. Desigur că cuibul cu tot cu ouă a fost complet distrus. Berzele adulte însă doar și-au murdărit un pic penele. Din fericire s-au mutat pe copacul de alături și au început să-și construiască un cuib acolo. După cuvintele specialiștilor, păsările au timp să facă noi urmași. Dar ce veți spune despre pescărușul care și-a făcut cuib chiar lângă căile ferate? Serios, nu înțeleg la ce s-o fi gândit pasărea, dar și-a pus ouăle și aștepta ca pui să iasă fix lângă șine, pe care mereu umblau trenuri, dar se pare că și-a făcut cuibul pe vremea când calea ferată încă nu lucra. Apoi pur și simplu a refuzat să se miște din loc. După cuvintele martorilor, pasărea nici nu tremură când pe alături trece un tren. Se pare că nici n-are treabă că lângă ea se află un pericol mortal și puii obișnuiesc să părăsească cuibul înainte de timp, adică se aruncă din cuib. Iar dacă asta se va întâmpla cu puii pescărușului, păi mă îndoiesc că toată povestea se va termina cu bine. Merită oare să intervenim în așa caz? Păi, dacă puiul poate nimeri sub tren, da, dar în majoritatea cazurilor, puii care cad din cuiburi mai bine să nu fie atinși și mai ales să nu fie luați nicăieri. Dar când arată ca niște extraterestri strâmbi, fără pene, mai bine e să fie întorși în cuib. Dar oamenii de cele mai deseori iau cu ei puii care sunt ocupați de cunoașterea lumii și se învață să zboare. Țineți minte, nu trebuie să faceți asta, se vor lămuri și singuri. Mai ales dacă veți priva puiul de părinți, el va considera că părinții lui sunt oamenii, adică omul care l-a luat. Nu se va învăța niciodată să fie pasăre și cel mai probabil că nu va stăpâni nici profesia de jurist, la sigur. Acum uitați-vă la această girafă. Nu, nu e Photoshop. Femela pe nume Jamina s-a născut într-o grădină zoologică. La vârsta de 3 ani, gâtul ei a început să arate cumva straniu. Din oarecare motiv, două vertebre au decis să crească în una, împreună, și an după an, curba gâtului devenea din ce în ce mai pronunțată. Până n-a ajuns aproape la 90 de grade. În rest, Jamina e o girafă simplă. S-a născut, a comunicat cu alte girafe, chiar a născut și un fiu, fără să simtă un disconfort. A murit de la bătrânețe la 21 de ani. Dar dacă în cazul Jaminei treaba era într-o patologie născută, alte girafe cu gâtul strâmb își creează singure probleme. Serios! Se luptă între ele pentru femele și își rup gâturile. Din fericire, rar când este fatal, dar consecințele durează toată viața. Girafele special și-au crescut așa gâturi lungi, ca să se lupte cu ajutorul lor, adică nu și-au pus scopul de a rupe gâtul. Nu de mult au fost găsite fosilele strămoșului girafei, cu vârsta de 16,9 milioane de ani. Deci, gâtul lui era mult mai scurt și craniul mult mai puternic. Se pare că girafele din vechile timpuri se luptau pentru atenția femelelor un pic diferit.
Se loveau din toată puterea cu capurile, ca berbecii. Apoi și-au dat seama, cine are gât mai lung, are mai multă putere. În acel moment, gâturile au început să se lungească. Dar faptul că acum există riscul să-l rupi și să umbli cu gâtul pe o parte de parcă stai prea mult timp în fața calculatorului într-o poziție incomodă, există și orice se poate întâmpla. Și acum mi-am dat întrebarea, ce alt animal cu altă trăsătură caracteristică poate să se priveze de ea? Elefantul, desigur! Ar putea oare elefantul să trăiască fără trompa sa, dacă nu o va avea din copilărie? Acest micuț a fost observat în Parcul Național Kruger. Nu este clar ce anume s-a întâmplat cu el, probabil că cineva dintre prădătorii de vină, poate leul, crocodilul sau hiena. Oricare dintre ei nu era împotriva unei gustări fragede. Și ce acum? Păi dintr-o parte rana lui s-a vindecat și se pare că nu a existat nicio infecție, dar trompa pentru elefant nu e doar o chestie faină care se mișcă ca un șarpe. Cu ajutorul ei, elefanții respiră, se scaldă, beau apă, mănâncă și, în general, pot ridica vreo 300 de kilograme. Când ai dobândit așa instrument pe parcursul evoluției, să-l pierzi o problemă adevărată. Plus că trompa e necesară pentru legături sociale, fără ele poți rămâne singur. Se pare că acel pui este hrănit de maturi, dar viitorul lui nu e chiar atât de promițător. De fapt, noi am mai căutat ceva informații și se pare că elefanții adulți fără trompă se simt destul de confortabil. Pe cât de confortabil se poate când ești lipsit de un membru al tău important. Ei beau apă, mănâncă, posibil că treaba e că acești elefanți au rămas fără trompă când erau nu chiar atât de mici și de aia au reușit să se adapteze. Sper că și cu acel pui de elefant totul va fi bine, deși va trebui poate să nu mai înnoate. Da, elefanții sunt niște înotători perfecți. Pentru a se răcori sau a traversa o apă, fără trompă nu te poți scufunda. Dar e mai bine așa poate, că un elefant s-a lăsat dus de val și a înotat la 16 km de la mal. Desigur că a trebuit să fie salvat. Oamenii din fericire l-au observat la timp și l-au ajutat. Dar cine s-ar fi gândit că un elefant va înota atât de mult? Unele surse însă spun că aceasta nu este limita. Elefanții cu ușurință pot înota 30 de kilometri. 30! Dacă tare vor, pot să călătorească în înot de pe insula Noii Zeelandei de Nord pe cea de sud și le-ar mai fi rămas puteri. Elefanții sunt chiar foarte cool! Dar dintre toți eroii episodului de azi, istoria acestei maimuțe m-a impresionat cel mai mult. Ea s-a născut fără membrele din față. Ca să înțelegeți, acesta este un primat, care are într-adevăr nevoie de labele din față. Acest animal a fost observat în Africa și se deplasa pe membrele din spate. Alerga și țopăia de pe o creangă pe alta de parcă lipsa membrelor nu-i cauza nicio problemă. Alte primate erau foarte înțelegătoare, aștepta cât ea le va ajunge din urmă, chiar și o hrăneau. Desigur că ea se învățase să mănânce și singură, dar de ce să refuze grija și fructele gratuite din partea prietenilor? Așadar, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!